Agresivitatea la volan devine un fenomen tot mai grav în România, iar violențele în trafic au loc la ordinea zilei. Experții atrag atenția că șoferii ar trebui să fie supuși unor testări mai riguroase. Doar în ultimele două zile au avut loc în București și în țară mai multe altercații și chiar incidente care s-au lăsat cu focuri de armă. După ce într-o singură zi au avut loc două bătăi pe șoselele din România, se ridică din nou problema gravă a agresivității în trafic. La Hunedoara, un șofer de 76 de ani a fost înopit în bătaie de un coleg de trafic din cauza că circula cu viteză mică. În București a avut loc o răfuială ca în filme între doi bărbați de 36 și 47 de ani. Tot în capitală, un șofer a început să tragă cu arma către un altul, cu care s-a șicanat în trafic. Totul s-a întâmplat într-o benzinărie unde aceștia au oprit pentru a-și regla conturile. Totul pare să aibă legătură cu educația. România este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește siguranța în trafic. Dacă după spusele celor din domeniu, școlile auto au lacune în ceea ce privește pregătirea pentru evitarea acestor situații, există cursuri care îi pot ajuta pe șoferi. Chiar și poliția oferă cursuri de acest fel. Conform unui studiu din 2022, bărbații tineri de până în 36 de ani și șoferii de mașini cu o capacitate cilindrică mai mică de 1000 de centimetri cubi sunt categoriile cele mai agresive de conducători auto, relatează primanews.ro.